Între 17 și 19 iulie, în împrejurimile municipiului Cluj-Napoca, s-au desfășurat primele activități importante din calendarul intern al competițiilor de orientare în alergare, respectiv campionatele naționale pe echipe și cea de 19-a ediție a Transilvania Open, un concurs puternic ce adunat la start circa 250 de participanți, de la majoritatea cluburilor de profil din România, printre aceștia și sportivii de la CS Știința Electrosystem Baia Mare. Campionatul național pe echipe a constat în adunarea rezultatelor din primele două zile de concurs a doi componenți din aceeași categorie. Voimărenii au avut o comportare foarte bună, reușind să urce pe podiumul de premiere cu șapte echipe. Transilvania Open a fost o competiție de anduranță, deoarece organizatorii au premiat performanțele cumulate din cele trei zile de concurs. Și la aceasta, sportivii de la Știința Electrosistem Baia Mare s-au comportat foarte bine. Șapte podiumuri au fost obținute în cele din urmă de componenții clubului. În perioada următoare, sportivii băimăreni vor intra într-o perioadă de pregătire pentru Cupa României și campionatele naționale individuale și de ștafetă, ce vor avea loc în această toamnă.